Pompierii și jandarmii caută un bărbat care a sărit de pe pod și a dispărut în Bega. Despre întreaga operațiune ne vorbește chiar acum sergent major Zorița Mirkov, purtător de cuvânt ISU Timiș. Bună dimineața! Ce informații aveți? Bună dimineața! Așadar, aseară, în jurul orei 23, am fost solicitați prin apel la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 să intervenim pentru căutarea, salvarea unei persoane în râul Bega. Au fost mobilizați pompieri din cadrul a 6 subunități de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat și s-a intervenit cu 8 bărci, 2 baloane de iluminat și o ambulanță smurt cu medic. Și, de asemenea, la fața locului, un echipaj format din 4 scafandri a căutat victima până în jurul orei 3 când s-au retras. Pe parcursul nopții, misiunea de căutare-salvare s-a desfășurat la suprafața apei. În această dimineață, pompierii din cadrul subunităților au efectuat schimbul și, începând cu ora 9, ni se alătură misiunii 4 scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad și Hunedoara. Așadar, misiunea continuă și astăzi, misiunea de căutare. Da. Vă mulțumim foarte mult, Zorița Mirkov, purtător de cuvânt ISU Timiș. Vom urmări acest subiect pe parcursul orelor care urmează.